Bine ați venit pe canalul Jasmina Show! După cum vedeți, astăzi suntem doar în doi. Ne vom juca în doi. Da, ne vom juca într-un joc interesant, doar noi doi. Ei, tu vreau să mă joc cu voi. Da? Vrea și atunci să te joci. Da. Astăzi ne vom juca în jocul Prăjitorul Buclucaș. Da? Ne jucăm? Ne jucăm. Tăticu, ce-ai făcut? Ce, noi nu ne jucăm? Ce? Nu vă îngrijorați, totul e bine. Cutie e goală, noi am scos totul din cutie. Da. Atât a fost o șmecherie. O șmecherie. Avem aici prăjitorul nostru. Ia priviți cât e de frumos. Are cât și de guriță și năsuc, are și mânuțe de furculițe. Și picioroșele sunt din lingură. Așa, îl punem la mijloc. Aveți? Patru castroane. Castroane colorate, da? Vedeți? Patru culori. Da. Așa, avem patru platouri, la fel ca și castroane, la fel în patru culori. Așa. Pe fiecare platou sunt câte trei pâini prăjite. Cu ceva. Da, cu ceva gustos. Așa, cu o linguriță și aici este un pătrățel gol. Acum și vedeți pentru ce. Și avem încă foarte, foarte multă pâine prăjită. Pâine prăjită delicioasă, cu miere, cu Nutella, cu bacon, da? Sau ce acolo, da? Așa, așa. Cu ouă prăjit și ce mai avem aici? Și cu multe, multe lucruri. Da, cu dulceață de coagută și mai avem încă cu așa ceva, cu pește împuțit. Deci ce vom face noi? În primul rând, vom alege ce culoare de castron vrem cu care vrem să ne jucăm noi. Ha? Ce culoare? Eu vreau albastru. Eu vreau roșu. Ca să se vadă la mine. Eu am să iau verde, ca să se vadă la mine. Cel galben îl punem într-o parte. Noi jucăm doar în trei. Așa, acum luăm și câte un platou exact după castroanele noastre. La mine era mine roșu. Dacă la mine albastru, să mă mie ce albastru. Verde și așa. După aceea trebuie să punem toate aceste pâini prăjite aici în prăjitorul nostru. Aici sunt patru secțiuni, așa că o să punem fiecare. Le împărțim așa, cum așa, da? Așa, le punem pe toate, tăte cu ajută și tu, punem mai repede. Și până voi puneți, eu am să explic regulile jocului. Okay. Deci, începând cu cea mai mică, Jasmina, o să apete pe năsucul prăjitorului nostru și acolo din prăjitor o să înceapă să sară pâinea prăjită. Poate să sară o felie, poate două, trei, nu știu câte să sară. Noi va trebui această filie prăjită să o prindem cu castroanele noastre, da? Da. Apoi ce am prins, punem pe platoul nostru. Dacă am prins filia cu pâine prăjită, punem aici. Dacă am prins cu Nutella, o punem aici, da? Trebuie să completăm farfuria noastră. Dacă ne cade o pâine prăjită cu altă umplutură, atunci o punem aici. Da. Iar pe parcurs vom avea posibilitatea să schimbăm. Veți vedea. Da, veți vedea. Acum nu vă spun eu totul până la urmă ca să rămâneți cu noi și să fie interesant. Începem! Așa, puneți la mijloc să putem ajunge și ne mișcăm ca să putem prinde. Fiți foarte atent. Un. Toate bucățele de pâine prăjită care cad pe masă sau jos, acolo și lăsăm. Bine? Așa. 3, 4. Măcar ce era aici? A, nu-mi trebuia. Acolo la acolo era ouă care trebuia mie. Da, și ce ouă trebuie, da? Apropo, ce ai tu? Nu, tu am ușor, am Nutella și cașcaval are. Tot cu tu ce ai? Tot cașcaval? Eu am bacon, cașcaval și miere. Așa. Deci, mai departe. Noi până o să ne deprindem, o să fie mai greu, așa? Acum rândul meu. Așa. Ai prins așa acolo. Ce ai prins acolo? Frate, mică și nouă. Dulceață de cap, coagță, pâine prăjită, dar Jasmina nu are pe platou așa ceva, da. Așa că pune aici, da? În pătrățelul ăsta. În pătrățelul care e egal. Da. Bravo, mami! Ei, probabil că e major pentru că e în centru. Dar tic, acum tu, hai, ții-l. Stai, așa? Da. Mie și bună, e foarte greu, dar până o să ne prindem. Mie, mie. Hai tu acum.
prins și așa ziceam. Eu am pe platou Nutella, așa că pun aici. Tatica, acum tu, dar n-a spus. Aceasta dimineață eu o să mănânc pâine cu Nutella. Dar să n-aș mănânc ce? Până ce nu mănâncă nimic, că prieta e goală. Da, dar să mănânc ce? Asta îi iubesc eu. Da, ce-ți place ție. Acum e rândul cu ei, să apeți. Tatica. Adău, da? Hai. Fiți gata? Nu sunt trebuie, de fapt, dar pentru schimb, da. Da, dar pe viitor poate pot schimba. Hai să-ți vin el-o. E foarte fain jocul. Nu te spăla, dar e așa. Așa, așa. Aaaa, e și unul. Mărmire mea. Și bacon. Așa, acum e rândul meu. E foarte fain de schimb. Cum e de aceea? Cum simți gastronom? Aaaa! Nici tu, nici mie, da? Acum cine? Acum tu. Acum rândul tău. Nu, eu! Da? Eu acum mai am pus, da? Acum tu, da. Hai să ne minte, bine? Gemina! Peștele-n puțit! Ai peștele-n puțit! Dacă prinzi peștele-n puțit, atunci atunci trebuie o felie de pâine din platoul tău, din platoul tău, să o pui înapoi, să pui pe masă. Pe masă pui, cu fața sus. Fața sus, se vadă. Așa. Așa. Și peștele rămân tot pe masă. Așa. Acum ce? Acum e rândul Jasminei, nu? Da. A tău. Ok. Hai. Așa, ne stărăim, ne stărăim, ne stărăim. Tăticule, tu nici una. Se vede cine e femeie, da? Femeile sunt mai la mâncare. Mai... castroanele. Da, cu castroanele mai bine se înțeleg. Acum eu, da? Tienta. Mina! Voi, specialist! Nu știu că eu am! Nutella! Ai tu una cu Nutella și eu cu Nutella, așa că ambele mâncăm pâinică cu Nutella, da? Da! Așa mă dau o ușor! Acum ce? Da, dar la mine ouă că nu am! Da, și eu? Da! Acum ai rândul cui? Acum ai rândul, acum ai rândul, acum ai rândul! Tăticu, 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 tăticu! Hai tu la sfidă! Da, tu! Acum eu, fiți acest. Adicule, puteți să mișcați așa și așa cum vreți. Aproape. Măi, unul pe altul ne încărcăm, știi? Hai, dați-mi voie, eu spun-mi voie dacă eu nu vreau. Fiți atent, fiți atent. Tăticule, aproape, da, să ne pide castronul tău. Și era baconul tău, tăticule. Acum eu. Hai. Bine că m-am prins, era pieștele, bine că au sărit la mine din castron. S-a prins, schimb super, Jasmina, ești foarte atentă, da. Hai, schimbăm, dați-mi ieși. Stai, clipă, eu mai văd cu pește pe masă, în afară de ce asta mai văd. Unde a căzut Jasmine și încă doi mai văd. Nu știu când au căzut. Înseamnă că, apropo, dacă cade peștele împuțit pe masă, atunci noi avem posibilitatea să schimbăm o pâinică prăjită la noi din platou pe una de pe masă, de care avem nevoie noi. Da, așa. Numai una. Dar dacă nu am? Dar dacă nu ai, nu schimb nimic și noi tot nu avem ce schimba pentru că avem doar ce avem nevoie. Poți schimbi pe cea vecinului, nu? Da. Înseamnă că până ce, așa și rămâne. Deci, acum ai rândul cui să apiesi în suc? Nu știu. Hai, tu. Hai, eu. Tu. Hai, tu. Hai. Datorită mie, Jasmina. La tăticul din barburie, a zburat la Jasmina barburie și este... Mierea mea trebuie să fie. Așa, că tu ai să ai posibilitate, poate să ne uităm atent când o să cadă încă felii de peștișor, dacă adică pește puțin, să putem schimba și tot cu schimba cu a ei. Da? A, nu, cu a ei nu, pe masă numai, pe masă, da. Sunteți gata? Hai. Tăticul e acolo. Hai, Jasmina, acum tot. Ce să ați din mici castroale? Fugi de el castroale! Dacă nu așa mai mare, apăr eu și eu, așa de-s micuțe! Acum e rândul meu. Și cu mâinile nu se poate, asta e problema. Da, cu mâinile nu se poate, dar cu castroale. Mic, eu! Fiți atenți! Să nu e castroale! Gata? A, nu, mai are! Cred că i-am pus cu pâine, i-am pus cu... Dați că se-ați foarte multe, într-o secțiune.
Dar noi trebuie să le mutăm să fie în toate. Probabil că eu vezi că sunt prea multe grămadă. Okay. Da, să le împărțim așa. Fiți pregătiți! Yeah. Ce ai prins acolo? Dulceață de coacăze. Tu nu ai nevoie de ea. Sunt dezmiori. Nu contează. De poți să schimbi aceasta? Ai spus schimba apoi pe de aici, dacă n-a scadă peștele, dacă o scadă, fiți atenți să nu cadă peștele puțin, să noi putem să schimbăm, bine? Ce ca acum asta care a fost, suntem într-o parte. Așa, acum tăti cu tu, apasă, năsucul. Wow, ce faci, de ce m-ai scăpat? Mamica mea s-a oprins dacă nu doar vorbeai. Cașcaval. A, cașcaval. Acum ai rădul cui? Al meu. Da. Hai. Noi putem să schimbăm. Hai schimba tăticule. Tu poți schimba, eu n-am ce schimba. Eu vreau. Cu dulceață. Eu cu... Dar tu ce ai avut aici? Ce ai avut aici? Aici am avut... Ai avut coacăt și ai schimbat pe unul cu ou. Jasmina are de acum două cu brăjite, farfurie ei. Eu am doar unul, tăticul tu ai? Unul. Tot una, da? Da, unul la unul, da? Așa, acum ai rândul cui? Eu doi. Acum ai ta, mami. Hai că mi-e foame. Doar că când e pâine cu Nutella nu mi-ajunge mie, nu mă sap. Cășcăvalul meu, uite și-a venit la mine, alergați prin mine. Alergați-le că mai am mine. Hai, acum trecut-o. Hai, fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Oh! Asta e de pește pe acolo. Nu, n-ar rost, n-avem. Băie, că nu mi-au. Hai, Jasmina. El este pe amândouă păr. Hai, băie. Ticule, cășcăvalul, l-ai pierdut. Stop, stop, stop. Acum e gata, nu mai este. Nu mai este? Ce de făcut? Wow, ce atentă ești! Ce de făcut înseamnă că numărăm felii din patoul nostru și cine are cele mai multe felii, acela este câștigător. Da? Ce înțeleg de cum încerc? Eu am doar o felie cu Nutella. Eu am trei desenate, dar doar una. Doar una cu miere, iar Asmina are două felii, una cu Nutella și una cu ouă prăjit. Așa că câștigătoarea este Jasmina! Ne jucăm puțin cu o dată? Ne jucăm cu o dată, dar după filmuleț. Bine? Neapărat. Și să punem prăjitorul jos și să ne punem așa prin părți. O să fie mai interesant, bine? Oh, exact. Și chemăm și Melisa. Zice să facă ea, nu? Încercăm? Ok, wow. Dragii noștri. Dar dacă voi poate mai doriți să mai facem încă o parte cu acest joc interesant, atunci rămâne să ne puneți like. Să ne scrieți în comunitate. Da. Da. Și să vă abonați pe canalul meu, Jasmina.